Avem, mai ales în mediul rural, o Românie care se confruntă cu realități care, pentru un occidental, par de neînțeles. Este drept, de multe ori, nici românii harnici și cu minte nu înțeleg. Unii preferă să trăiască în sărăcie, dar cu coada pe sus, și refuză din nou și din nou orice oportunitate de angajare apărută în satele lor. Unii se mulțumesc cu puțin, cu ajutorul social sau cu statutul de zilier. Restul încearcă să treacă în tabăra câștigătoare. Vin cu idei, se zbat ca să reușească, învață, se documentează, muncesc mai întâi cu mintea și după aceea cu mâinile. Pentru ei, AgroTV, împreună cu Daniel Botănoiu, au creat emisiunea Agricultura Modernă și am văzut că are succes, are priză la cei care vor să izbândească. În fiecare vineri de la ora 20, Agricultura Modernă se difuzează pe AgroTV, dar poate fi urmărită și pe platforma media cu același nume. Pentru mâine seară, Daniel Botănoiu l-are ca invitat pe universitarul Valeriu Tabără, un profesor pe care toată suflarea fermierilor îl respectă ca pe un profesionist desăvârșit. Pe masa discuțiilor se vor afla soluțiile la crizele actuale din industria agricolă, vectorii care influențează anul agricol 2024, se va vorbi despre capacitatea cercetării românești de a crea mai multe soiuri și hibrizi cu impact economic și, nu în ultimă instanță, necesitatea înființării laboratoarelor de testare genomică. Agricultura Modernă în fiecare vineri de la ora 20. Cine privește să trăiască, cine înțelege să înflorească.